Gabriel Dorobanțu. Da, Gabriel, cum o să pot să spun eu Gabriel vreodată, mai ales 45 de minute cât durează emisiunea asta? Foarte simplu, Gabriel și gata. Gabriel, și Gabriel și gata. Este a mea cu cumpărători și cu vânzători cu toți. O scoatem la vânzare? Încercăm? Nu cred că o ia nimeni, da. Și eu zic că e cam mare și cam aglomerată. Deci, o să fac ce nu vă place. Pardon, ce nu-ți place? Da, ușor de găsit. Ușor de găsit, da? Da, da. Când vine dimineața. Se adună lumea dacă o las vreo două minute. Da, 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 da. O să creadă toți că sunt în mașină, da. A fost o doamnă puțin mai devreme la clădirea asta de aici, din fața noastră, care a dat perdeaua la o parte, v-a salutat și s-a dus, probabil că e după perdea. Vă place sau nu, domnule Dorobanțu, ca să nu zic Gabriel, asta e melodia care va rămâne indiferent ce s-ar mai întâmpla sau ce s-a întâmplat în viața lui Gabriel Dorobanțu, în afară de gara asta mică. Irina, cânt cu drag melodia pentru că e un cântec simplu, frumos și merge la inimă și o fac cu plăcere de fiecare dată. Dăm drumul la emisiune, dar dau puțin drumul și la muzică. Asta e. Sunt ca o harpă tristă, uitată într-o gară, pe strunele iubirii, te aștept să vii seară. Nu știu ce pariuri ați făcut cu viața, dar pariul meu numărul 1 este să-i scot pe idoli din mediul lor de bună dispoziție și de confort și de relaxare în care se trezesc dimineața și văd dealul din spatele casei. A, cu mine nu e greu, uite, nu? Da, mă simt foarte bine și aici. De ce? Așa, în mijlocul mulțimii care a venit să mănânce la prânz. Nu e o problemă, da, da. Bine, acum ce să zic, fiind în această piață care va aparține, că suntem în Dorobanți. Da. Știe lumea că e a dumneavoastră? Știe toată lumea, dar au scris într-un ziar local că am cumpărat gara de la Dărmănești. Îți dai seama ce investiție. Dar să știi că e o gară patrimoniu. Dărmănești, Bacău sau unde? Da, 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 da. E singurul loc în care am fost în tabără vreodată. Interesant. Da, mi-a plăcut ideea. Este și un castel acolo. Da, dacă aveam bani o luam. Da, chiar stau și mă gândesc cam câte interviuri vi s-au luat în gară. Sau de câte ori v-a dus cineva care vrea să facă o emisiune de televiziune într-o gară. Nu de multe ori, să știi că m-am ferit de lucrul ăsta. Pentru că se vorbește atât de mult despre gară ca și cum n-aș fi avut și alte cântece. Sigur că este un cântec mare și este mare pentru că e un cântec simplu, frumos și pentru inimă. Dar uite, nimeni nu m-a întrebat despre celelalte cântece. Însă o să fie timp și pentru asta. Eu o să-mi scriu oricum când o să încep să țin jurnal. Ziua de azi o să fie aia în care am ieșit la cafea cu Gabriel Dorobanțu. Eu cred că mi-am luat niște puncte și la mama și la toate vecinele mele. Da. Asta așa ca să zic că eu fredonam mai puțin, că le auzeam pe ele, care vorbeau despre Gabriel Dorobanțu ca despre eleganța desăvârșită. Părea individul de la televizor, care nu putea greși niciodată. Da, e bine că s-a vorbit așa și se vorbește așa, pentru că asta mi-am și dorit. Diminețile așa încep cu o cafea din asta vinovată? Nu, întâi mănânc bine dimineața, după care beau o cafea și vinovată și nevinovată. Cred că vine aia mea că am auzit că nu-i bine, am auzit că e bine. Nu știu, nu mă mai iau după nimeni. Să știi că pun și puțin cardamon ca să aibă un alt parfum. Bun, asta pentru că am ajuns la cardamon, e clar că trebuie să ne ducem și în zona aia în care Gabriel Dorobanțu e călător, antrenat. Cam pe unde ați fost în viață? Nu pot să povestesc tot pentru că ne ia mult timp și pentru că nu mă crede lumea. Dar mi-a plăcut să plec și de unul singur și în gașcă și în excursii organizate. Eu mă adaptez ușor, sunt sociabil și nu e o problemă. N-am avut reclamații când am fost în grup.
Dar e o plăcere să descoperi locuri inedite și locuri pe care le-ai visat, de exemplu. Am visat pentru că de mult am pictat în ulei, în clasa a șasea, de pe o carte poștală, Jungfrau, este munte în Elveția. Și viața m-a dus la Zermatt, în Elveția, și am putut să văd de la poale Jungfrau. Și pentru mine a fost o revelație, pentru că am redescoperit imaginea cu care mă întâlnisem în copilărie pe o carte poștală și a fost o sămânță de bucurie în sufletul meu. Mi-a spus că a sărbătorit cei 70 de ani și cu o mică operație la începutul anului și că acum sunteți mai prin țară ca niciodată. Mergeți mai încet pe scări. Dar asta doar așa, dintr-un pic de grijă. Și cu toate astea v-ați întors de curând după un mic camino. Da, s-a putut pentru că am avut un medic excepțional ortoped, domnul doctor Vlad Predescu, care m-a operat cu grijă și răspundere și mulțumesc din toată inima, pentru că altfel nu puteam să fac. Știi, aici n-ai nimerit-o, că dacă vorbești de rafinament, eu sus și nu prea, deci așa, nu ține de mine. Eu mănânc mai puțină carne și mai multe legume. Și mănânc mâncare obișnuită și mâncare gătită. Nu-mi place să merg la restaurant. Gătiți? Nu, dar dacă e nevoie, știu să fac câte ceva. Nu mor de foame. Știi, m-am gândit că ne-au amenințat că o să se stingă lumina, că nu o să mai fie apă, că nu o să mai fie mălai, că nu o să mai fie nimic. Mi-am făcut o mică aprovizionare, după care a trebuit să arunc ce aveam acolo, că depășise termenul de garanție. Deci ați așteptat puțin sfârșitul lumii și el n-a venit. N-a venit sfârșitul lumii, dar pentru mine nu o să vină niciodată. De ce? Pentru că, știi, trebuie să trăiești într-o veșnicie și lucrul ăsta chiar... mi se pare fantastic, pentru că, știi, e bine omul când e tânăr că nu se gândește la moarte, și nici noi când ajungem la o anumită vârstă nu trebuie să ne gândim la așa ceva, pentru și că totuși... îți pierde entuziasmul de a trăi. Și de ce vă e frică totuși? Ce vă sperie? De câini, de exemplu. Și da, dar nu într-atât, pentru că eu sunt, cred că, un om bun pe dinăuntru, că ei mă latră ce mă latră și pe urmă mă lasă în pace. Dar vă simt un pic vulnerabil, că ei sunt deștepți, adică te... Sigur, știu că ți-e frică, da, de ei și te sperie și mai tare, da? Da, da, da. Mi-e frică de oamenii fără caracter și de oamenii cu bani. Oamenii cu bani își pierd la un moment dat măsura și nu știu ce să vorbesc cu ei și nu mă pot apropia. Da, ați cântat pentru genul ăsta de... nu știu ce să zic. E o întrebare delicată. Aniversări, sunt convinsă că vă cheamă și cei care au bani. Da, da, da. Mă cheamă, sigur că mă cheamă, dar de multe ori stau acasă. Preferați să nu câștigați? Da. Ți se pare așa un lucru gros? Nu, mă gândesc că un rafinat ca dumneavoastră, care iubește să călătorească, da, are nevoie să-și plătească biletele de avion cu ceva. Da, dar eu am fost o fire cumpătată și tot timpul m-am gândit că o parte din bani trebuie să-i mai păstrez și pentru plăcerile mele. Și una din plăceri este să călătoresc, de exemplu. Și mi-a ieșit de fiecare dată. Cum arată o zi din viața lui Gabriel Dorobanțu? A, toată lumea mă întreabă chestia asta și bine, gata, niciodată ștergeți, am șters întrebarea. Doamne, nu, cum nu, să pun o întrebare pe care o pune toată lumea? Nu, că știu să răspund, da. Arată o zi ca toate celelalte, cum arată... Bine, dar eu...
85-86 a fost începutul glorios, așa, când deja începuseră compozitorii să-mi scrie cântece și toți năvăleau pentru că începuseră să mă dea la radio, iar compozitorii erau binevoitori cu mine că știau că de la radio să câștige niște bani și îmi scriau muzică frumoasă. Pentru că aveau școală, pentru că știau care rețeta șlagărului și pentru că eu îi înțelegeam și reușeam să transpun repede ceea ce dumnealor hotărau prin note, eu să hotărăsc cântându-le cântecele. Mi s-a cerut să mă adresez interlocutorului de astăzi cu Gabriel. Iar dumneavoastră, când vorbiți despre compozitori, le dați pronume de politețe, orice ar fi. Vedeți, e foarte greu, nu poți să ai reflexul de a vorbi cu cineva care e investit cu respect, să-i spui pur și simplu Gabriel. Nu e o problemă asta. Poți să vorbești direct cu un om și poți să-l respecti fără atâta ceremonie. Sau fără ceremonial. Cum vorbea Gabriel Dorobanțu, de exemplu, cu Stella Popescu? Știu că era la moment... Atotdeauna cu dumneavoastră. Dar Stella îmi spunea... Spunem Stella, nu mă mai e domnie atâta, dar nu puteam, pentru că... Nu puteam. Erați colegi la un moment dat de cabină, nu? Da, de cabină. Stella era o instituție și la teatru și în turnee. Am făcut multe turnee cu Stella Popescu și în străinătate și am înțeles foarte multe de la Stella, pentru că dumnea ei era foarte generoasă și pentru că tot timpul știa să spună o vorbă bună ca să te încurajeze sau să te învețe ceva. Și la un moment dat eu mă plângeam pentru că îmi place să fiu cârcotaș și spuneam, doamna Stella, nu merg să cânt acolo, că nu-mi place, că iar ne ducem, că e bine, și a spus, nu, tu trebuie să te duci să cânti, asta înseamnă că lumea vrea să te asculte și știe o vorbă care spune că omul sfințește locul, îmbracă-te frumos și du-te și cântă, că de asta ai învățat ce ai învățat. Și o ascultam și mergeam și făceam treabă și lumea era mulțumită. Că ați vrut să fiți vedetă când erați foarte mic. Da. Dar puteați să fiți în multe feluri, să vă apucați de sport, să pictați munții din Elveția. Da, cum să a venit că... povestea cu muzica? Nu, cred că aș fi făcut bine chiar orice, pentru că sunt meticulos și îți trebuie și organizare și meticulozitate și dăruire ca să poți să faci o meserie bine. Și v-ați apucat de muzică pentru că? Pentru că aveam voce, așa au zis profesorii cei cu care m-am pregătit, pentru că reușeam să transmit bine și pentru că am învățat... Câți ani aveați când ați început să cântați? Ei, am început să cânt de mic, dar când am început să cânt și am conștientizat că pot fi ceva, a fost după 30 de ani când m-am prezentat curajos fiind la festivalul de la Mamaia. Da, pentru că se întrerupsese festivalul de la Mamaia 10 ani. Și asta a fost un handicap pentru noi toți cei care așteptam să fim lansați, pentru că era o rampă bună de lansare festivalul de la Mamaia pentru tineri atunci. Ați câștigat premii? N-am împușcat premii, n-am fost la festivaluri, decât o singură dată am mers la Dorohoi și am luat marele premiu. La Dorohoi? Da, da, și mă mândresc cu premiul ăla. Așa. Am și acum o vază de cristal pe care mi-au dat-o și scrie Mărțișor 81. Da. Da, apoi în 82 am cântat împreună cu Carmen Rădulescu la Dorohoi, pentru că și ea a luat premiu acolo. Vorbim despre Dorohoi ca despre San Remo. Dar de ce nu? Era o tradiție și să știi că era foarte departe, adevărat. Am făcut o noapte dus, o noapte întors cu trenul. Nu știi cu ce grijă am cărat vaza aia de cristal. Da, și tata a sculptat un suport din lemn ca să pună vaza, că dacă cumva va fi un cutremur puternic să nu cadă vaza. Glumiți? Pe cuvânt, dacă spun.
Da. Nu-i grozav? Ba da, e. Da. Dar iată că vaza dăinuie cum a dăinuit și succesul meu și cum, iată-mă, acum pentru voi vorbesc. Păi Gabriel Dorobanțu deține vaza de cristal de la Dorohoi în socru de lemn făcut de tata. Da. Care a văzut, cred că, jumătate de glob pământesc. Da. Are așa o doză de umor și de autoironie, apropo, și, adică și vis-a-vis de propria persoană. Am și să știi că... Asta vă dă așa un fel de detașare, și, nu vă încrâncenați. Da, și trebuie să ai și atitudine critică și să fii un om vesel. Și apropo de globul ăsta pământesc, să știi că fan clubul internațional pe care l-am se ocupă cu difuzarea cântecelor mele la posturi de radio din străinătate. Și să știi că este o mândrie pentru mine să știu că multe cântece sunt difuzate în recitaluri în Spania, în Paraguay, în Costa Rica, în Filipine. De unde au ajuns și, românii. Da, da, da. Și nu neapărat unde au ajuns românii, și primesc de acolo mesaje de la, oameni care sunt încântați să audă o muzică într-o limbă pe care ei nu știu și nici n-au săracii de unde să o știe, că suntem departe de Filipine. E cum totuși auziți dumneavoastră radioul croat pe care vă place să-l ascultați. Da, 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 ascult și am mai spus colegilor mei să asculte, pentru că ei transmit muzică națională excepțională și cu interpreți, cu voci senzaționale și cu grijă înregistrate. Cel mai special loc în care ați ajuns? Oh, au fost multe locuri, dar, de exemplu, a fost frumos că am ajuns pe Marele Zid Chinezesc. E ceva. Sigur că acolo am mers și cu trenul de mare viteză, am văzut stadionul din Beijing noaptea, dar Marele Zid Chinezesc mi-a plăcut, pentru că nu oricine ajunge acolo. Continentul care vă place cel mai tare? Să știi că grădina mea este continentul unde vreau să viețuiesc și pe mai departe și este frumos la mine acasă. Să știi că am dormit în zeci și zeci de hoteluri și de lux și mai puțin hoteluri de lux. E așa de bine în patul tău, e așa de bine la tine acasă, nu poți să-ți imaginezi, nu știu de ce. Poate sunt eu o fire mai legată de casă sau nu știu. Are artistul obsesia de a se uita mereu la telefon, de a aștepta ca el să sune, să-l cheme cineva undeva? Nu, dar eu nu mi-am dorit niciodată asta. Eu nu sunt încrâncenat, eu n-am făcut cu încrâncenare meseria asta. Dacă m-au sunat, am ales unde nu să mă duc. Nu te supără că îi vezi pe colegii de generație și că tu nu ești undeva? Nu simți, nu te simți exclus, nu ai... Nu. Nu, nu, nu. Pentru că eu am locul meu, eu știu unde trebuie să mă duc și pentru mine orice invitație acceptată, cu siguranță este o plăcere să o onorez. Și de ce să nu mă bucur de ceea ce îmi face plăcere? Cu toate că știți foarte bine să și refuzați. Da, de ce să nu refuz? Sigur că da, trebuie să refuzi. Nu poți să fii la cheremul nimănui. Tu trebuie să aduci publicul la tine și tu trebuie să le spui oamenilor eu sunt eu și m-ați chemat ca să vă aduc o bucurie și să vă fac o plăcere. Nu știu cine ești, dar ți-aș da un nume să rătăcești în hoina. Dar te-aștept de atunci doar să mă privești, stea cu cele lungi. Nu știu cine ești, dar ți-aș da un nume să nu rătăcești când hoinar peste. Și las ca să-ți văd din nou ochii tăi cei dragi. Nu știu cine ești. Toți suntem în mijlocul unui unui prezent așa foarte colorat și foarte agitat, chiar în piață, ca să zic așa, la una din cafenele din piața Dorobanți. V-aș întreba ce vă enervează cel mai mult, ce vă supără cel mai tare din vremurile astea?
Hai, sunt multe care mă supără, dar nu mai le pun la inimă. Eu, de exemplu, prefer să-mi pun un concert, ascult muzică clasică, înțeleg muzica clasică, văd mai nou balet, pentru că, de exemplu, nu cunoșteam libretele multor balete și le-am revăzut ca să înțeleg. Și trec mai ușor peste ce mă supără și nu vreau să mă mai supere nimica. Da, vreau să mă împac cu mine însumi așa cum sunt și să mă împac și cu lumea, pentru că nici nu pot să întorc eu lumea cu susul în jos și nici nu pot să fiu justițiarul Dar ați fost vreodată? De pe lume, da. Ați fost, da, și crocotaș? Da, făceam că știu eu tot adevărul care cuprinde lumea asta, dar nu poți să le știi pe toate și nici nu-i frumos să le știi pe toate. Trebuie să stai în banca ta. A existat un moment care v-a cumințit? Nu, nici măcar... O pierdere mare? Nici măcar gramul de înțelepciune pe care îl capeți odată cu vârsta. Nu, nu trebuie să fii cu minte în viață. Trebuie să te zbați. Însă nu trebuie să fii obraznic, asta este foarte urât. Apropo de ce mă deranjează, da. Obraznicia mă deranjează, de exemplu. Și mă deranjează dezumanizarea în fața banului, de exemplu. Oamenii, știi, era un cuvânt greu pe care nu știam atunci când l-am învățat la școală, dezumanizare. Mi se părea că nu pot să-l palpez, nu pot să înțeleg. Acum înțeleg, da. Oamenii nu mai știu să fie sinceri, frumoși și simpli. Devin complicați când sunt posesorii unor averi. Unor averi substanțiale, bineînțeles. Nu știm cum e și nu o să interesăm asta probabil foarte repede, așa că să fie la ei. Dar nici nu-mi doresc. Exact. Somnul se destramă, de mă simt cuprins de teamă, ochii tăi mă liniștesc. Când mă alungă vreo privire, coroită strălucire, ochii tăi mă depostesc. Toate gândurile mele neștiute nici de stele, ochii tăi mi le ghicesc. Iar în clipa de tăcere îmi aduc o mângâiere, ochii tăi care vorbesc. Azi e zi de nostalgie, da? Suntem la final de an, numai bine să ne uităm în urmă, să ni se pare că tot ce am trăit a fost minunat și că ce urmează o să fie și mai bine. Așa că suntem în magazia de costume a unei instituții în care ați călcat prima dată, când? Da, mi-ai stârnit amintiri aducându-mă aici, pentru că m-am gândit câte personaje n-au fost întruchipate îmbrăcând aceste costume. Am venit de mai multe ori în magazia cu costume, la începutul carierei, când era nevoie să primim haine de la televiziune, pentru că nu totdeauna se potriveau lucrurile noastre pe care le aveam cu ceea ce se întâmpla în emisiuni. Mă simt obligată să spun ceea ce poate că acasă a stârnit un pic de uimire, că am făcut o convenție să ne adresăm cu Gabriel și Irina încă de la începutul dialogului nostru, așa încât să nu creadă lumea cumva că am uitat cu cine stau de vorbă și că nu mă adresez cum ar trebui. Eu am întrebat acum la plural, la un plural de politețe, când ați venit prima dată aici, pentru că ați venit mulți și buni atunci. Concurența era atât de mare încât nu e ca acum, că e doar unul Gabriel Dorobanțu. Atunci erați într-o echipă. Nu era o concurență neapărat. Ei, nu. Nu, noi, cu această generație. Cei tineri, generația mea, de exemplu, priveam cu mare admirație la cei de dinaintea noastră și voiam să fim ca ei, pentru că ei deja erau pe culmile gloriei și... La cine ne referim? Ei erau chemați la televiziune tot timpul și filmau foarte mult divertisment. Adică Adrian Romcescu, Romcescu era din generația mea, dar înaintea noastră au fost Mirabela Dauer, Angela Simirea, Dida Drăgan, Margareta era puțin mai înainte și au fost idolii copilăriei noastre și după aceea au fost un exemplu pentru noi. Și un voi exemplu... care erați echipa voastră în, cum să spun, de Liga I, care era?
A, nu jucam în ligă atunci. Atunci ziceam mersi că suntem invitați la televiziune și atâta tot. Și nici acum nu suntem într-o ligă anume, pentru că am rămas bun prieten și cred că asta ne-a ajutat să nu fim mereu într-o echipă. Noi am fost abia după aceea într-o competiție, pentru că fiecare și-a ocupat locul său așa în galeria asta cu interpreți și pot să spun că fiecare s-a străduit să aducă în fața publicului ce știe mai bine, cu ajutorul talentului său, cu deșteptăciunea lui, cu aplombul pe care îl are și cu carisma pe care o avea fiecare. Și asta ne-a unit, dorința de a fi, de a ajunge interpret și de a primi aplauzele publicului. Cerem tot pământul, cerem floarea nemuririi, ți le dau pe toate și în plus viața mea. Eu-ți sunt speranța ca o candelă în noapte, să-ți lumineze frumusețea ta. Dacă nu te-aș iubi, ce-ar fi pentru mine viața? Și zilele cum ar fi dacă nu te-aș iubi? Dacă nu te-aș iubi, mi-ar fi sufletul ca gheața și fără mângâierea ta n-aș putea trăi. Cum e viața unui idol într-o țară care nu-mi dau seama exact cât de mult știe să arate că iubește? Adică, bine, ca să vorbesc așa mai formal, nu știu cât vă valorizează România. Mă gândesc că la italieni, de exemplu, când deschizi televizorul în momentul de toamnă în care ies San Remo, îi vezi întâi pe greii muzicii italiene. Adică pe deal de Gabriel Dorobanțu. La noi nu-mi dau seama care televizor trebuie deschis ca să-i vezi pe grei și cum arată greii. Da, eu nu știu să răspund la întrebarea asta, pentru că e o întrebare grea. Și v-am rugat să veniți pregătiți la întrebare. Da, e o întrebare grea și eu de la o vreme nu mai îmi bat capul să răspund la asemenea întrebări. Eu pot să vă spun... Cum simțiți iubirea cuiva care vă fredonează? Pot să vă spun că am sentimente dragi pentru cei care își reamintesc cântecele mele. Asta înseamnă că i-am impresionat cândva. Și asta înseamnă că... ei au înțeles că eu merit să am un loc în inima lor cu cântecele mele. Și asta mi-a adus cea mai mare bucurie. Că gara mică e doar așa pentru noi profanii care nu știm destul despre muzica lui Gabriel Dorobanțu. Care sunt favoritele solistului? În afară de Hai vino iar, că o știm cu toții, ce vă mai place cu adevărat din ce ați cântat? Eu... am multe șlagăre lansate și necazul este că radiourile transmit puține cântece din cele cunoscute de marele public cândva. Pentru că s-au schimbat generațiile și redactorii din radio acum îl știu pe Dorobanțu cântând doar Gara Mică, eventual mai descoperă câte un cântec. Și, mă rog... așa e acum. Dacă ei vor să mă prezinte în fața publicului doar cu un cântec, că așa le-au spus părinții că eu merit să fiu cu acel cântec la radio, foarte bine, dar eu mai am și alte cântece. Care vă plac? Mult de tot. Îmi plac multe cântece și cântece foarte sensibile. De exemplu, un cântec frumos care a fost inclus chiar și pe un disc a fost Ce frumos e să trăiești, pentru că avea versuri frumoase și crea o stare anume și lumea avea timp să își însușească starea pe care tu o transmiteai prin cântecul ăla. Sunt plin de atâtea aminti. Ești râsul meu și-mi ești viață, ești plâns de rouă și dimineață. Acum, o mare parte din public
privește și poate că nu vrea să trăiască împreună cu tine sentimentele alea și stările pe care cântecul le transmite, da? Mă rog. Pe oricine întrebi despre Gabriel Dorobanțu, o să-ți spună următoarele. E simpatic, e diplomat, e un domn și plac hainele frumoase și care stau bine pe el. E corect asta? Cu de-aia am venit aici în magazia de costume, că m-am gândit că e... ați fost la croitor în viață destul de mult. N-am fost la croitor, nu. S-a creat un mit în legătură cu faptul că eu mă îmbrac elegant. Eu aș ști să mă îmbrac chiar mai frumos, dar de multe ori n-am unde să mă îmbrac așa cum cred eu de cuvință, pentru că nu sunt spectacole cu ștaif și nu sunt spectacole care să te pună în valoare. Televiziunile, puține dintre ele au pretenții. În rest poți să te duci cum dorești. Pe mine mă dezamăgește că mulți realizatori de emisiuni nu-și impun un punct de vedere când e vorba de prezența ta în platou. De exemplu, tu trebuie să prezenți un personaj acolo și asta te definește ca artist și trebuie să știi cum să te îmbraci pentru așa ceva. Din păcate, nu toți cei care ne cheamă să filmăm pentru o emisiune au înțeles care este mesajul nostru către public și nici nu sunt preocupați să ne pună în valoare. Se atunci personalizau nu, pentru fiecare? Era mai greu, pentru că, de exemplu, mie nu-mi plăcea să mă îmbrac în costum de haine, pentru că mi se părea că trebuie să fiu ca la ședința de partid și nu-mi plăcea lucrul ăsta. Eram și foarte tânăr și nu mă vedeam în costum cu cravată. Prima dată am apărut cu o cămașă gen rubașcă, așa, adică încheiată la gât. Mi-a fost teamă că nu o să mă lase să cânt așa, dar m-au lăsat, probabil că se vedea foarte frumos pe ecran. Dar cum ați ajuns la TVR? Veneam cu mașina 68 din drumul Taberei și... Da. Bun, cine cumpăra biletul de autobuz? Cum să mă exprim și eu să mă înțeleagă cineva? Eu m-am născut în București și pentru mine televiziunea însemna extraordinar, pentru că am avut televizor din 1961 în casă. Și am putut să văd de la început emisiunile televiziunii române. Și am ajuns, nu mai știu prin ce conjunctură, dar cred că lansasem la radio cântecul Ochii Tăi al lui Vasile Veselovski, pe care îl cântasem la Mamaia în 1983. Și... lumea voia să-l vadă pe băiatul care cântă cântecul ăla și m-au chemat la televiziune. O despărțire cât de grea, tot ar pieri dacă aș fi că m-ai iubi. Tu ești speranța mea și cât de mult aș vrea să știu că ai venit să cred. Era televiziunea atunci? Se lucra foarte mult și toate studiourile erau înțesate cu artiști, mirosea frumos a parfum de la vedete, fiecare vedetă avea scaunul ei, scria acolo Aur Aurzicianu, de exemplu, era scaunul Aurei. Lucram cu Tudor Vornicu și domnul Vornicu a stat câteva ore ca să folosească un filtru de lumină pentru mine. Acum îmi dau seama că ei își pregăteau, de fapt, vedetele de mâine cum ar veni. Probabil că ei aveau flair și știau cine
e telegenic, cine merită să fie la televizor, pentru că nu puteți să ajungi oricum. Deci Tudor Vornicul 1 și probabil că mai sunt și alții au pariat pe Gabriel Dorobanțu. Da, lucram foarte mult cu Luminița Dumitrescu la regie și apoi am lucrat cu Florentina Sadmari, care mă chema și la concertele de la Sala Radio și înregistram pentru emisiunile Florentinei Sadmari. Am lucrat cu Gheorghe Marian, am lucrat cu și în perioada aceea în care televizorul, fie că era în casele oamenilor din 61, da, din 69 sau din 79, crea nu doar emoție, nu doar spectacol, nu doar magia unei lumi la care oamenii n-aveau altfel acces, crea și idoli adevărați. Deci sunt convinsă că în momentul în care Gabriel Dorobanțu ieșea din curtea asta și se întorcea fie în drumul taberei, fie unde locuia, nu prea mergeai anonim pe stradă. Te oprea lumea, îți spunea ceva. Da, dar mi-am luat târziu mașină, deci am fost în ochii tuturor mult timp, pentru că n-aveam carnet de conducere și n-aveam bani cu ce să-mi iau o mașină și mergeam cu 368 din drumul taberei până la radio sau până la televiziune, dar asta nu mă deranja. Și nu reacționa lumea? Nu, că mă duceam îmbrăcat ca un creștin, așa, simplu. Sigur că dacă vrei să te afle lumea și să te știe, te uiți în ochii tuturor, vorbești tare, ești frivol, te îmbraci într-un anume fel, dar eu am disociat totdeauna ce înseamnă munca de scenă și televiziunea cu strada. Da, v-ați considerat la un moment dat popular? Nu știu, nu folosesc un termen poate prea uzat de vedetă, dar în ochii lumii ați simțit presiunea asta? Da, acum, de exemplu, mă impresionează că sunt oameni care mă opresc și îmi mulțumesc și spun că sunt cântece frumoase cele pe care le cânt, că m-au văzut la televizor și mă încurajează. Sunt oameni care simt mult mai bine și sunt mult mai aproape de ceea ce facem noi decât noi înșine. Probabil că noi din asta, făcând o meserie și făcând în fiecare zi cu responsabilitate, chiar nu ne imaginăm ce înseamnă impactul apariției noastre la televizor. E o mare răspundere. Dar mie îmi place, pentru că eu mi-am dorit să fiu vedetă de copil. Adică așa a fost în capul meu, știi? Acum, știți, să mă scuzați, dar toți suntem puțin nebuni câteodată și asta a fost o nebunie a tinereții, pentru că, știi, puteam să n-ajung nimica. De asta și am făcut școală și tata mi-a spus, nu, trebuie să înveți. Ce școală ați făcut? Pentru că n-am intrat la medicină, la stomatologie, la medicina militară, a fost foarte greu concursul, am luat o notă bună, dar n-am intrat. A trebuit să fac școală post-liceală și am făcut o școală tehnică de proiectanți, utilaj chimic și am devenit proiectant, am lucrat 10 ani acolo. Între timp și cântam. Târziu mi-am lăsat slujba pentru că nu aveam încredere și nu îndrăzneam să spun acasă, nu mai merg la servici, că așa vreau eu, că trebuie să merg la televiziune și că... Ca să plecăm din magazia de costume, vă întreb totuși de unde vă luați hainele. Așa, unde de pe internet, ca toată lumea? Nu. Eu trebuie ca să văd haina, trebuie să pipăi materialul, trebuie să mă îmbrac cu haina. Un să pedant. Văd. Nu e vorba de pedanterie, e vorba că trebuie să mă duc în oglindă să mă uit dacă îmi vine bine culoarea la tenul meu, dacă aprind lumina, dacă e bine la televizor sau nu e bine, pentru că am mai învățat și așa printre picături cum trebuie. Deci reflexul e același, haina o cumperi pentru apariții, pentru spectacole. Da, de multe spectacole. Ori hainele pe care le-am avut la televizor nu au fost foarte scumpe, dar au fost ochioase, știi? Adică important e să știi să porți hainele și să stea și bine. Nu e obligatoriu să-ți iei haine scumpe, că nu merg cu eticheta, cu haina pe dos să se vadă eticheta. Păi nu, acolo, numai la San Remo se poartă. Da, dar acolo e un stilist care îmbracă toți artiștii și el are un cuvânt de spus, probabil că se primesc bani grei pentru ce să zic, manieră. Probabil. Tu ești dor de împlinire.
eu după ce am stat de vorbă o oră, am înțeles foarte clar că încă îi place la televizor lui Gabriel Dorobanțu. Da, foarte mult. E viața mea televizorul. Cu drag, cum să nu. Vin cu plăcere de fiecare dată și mulțumesc pentru invitație. A fost o bucurie să vorbim și sper că am povestit lucruri interesante și pe placul oamenilor. N-am întrebat care e următoarea destinație a călătorului Gabriel Dorobanțu. A, următoarea destinație, da. Maroc. Acesta e finalul la Rețeaua de Idol, Gabriel Dorobanțu, într-o ediție în care am stat pe loc doar ca să avem de unde pleca. Vă mulțumesc tare mult! Cu drag! Să aducem dragostea înapoi, să-i spunem stai, stai lângă noi, să retrăim tot trecutul ce viețile ni l-a unit. Începe din timp.